Salutare, mărgelaților! Mărgeluța voastră aici, care vorbește de lângă grămada asta imensă, da, imensă, cu chestii de decorat pentru Halloween și toamnă. Le-am pus pe toate pe pat, ca să le vedeți mai bine. Am luat mai multe chestii, dar erau și de Crăciun, pentru că, da, magazinele sunt deja pline cu decorațiuni de Crăciun încă de pe la sfârșitul lui septembrie. Da, apropo de gravă, singurele chestii care par așa mai crăciunistice sunt chestiile astea care imită niște fructe de-astea de sezon, niște red berries. Ok, zic să începem cu decorațiunile de toamnă, să o luăm în ordine cronologică. Și avem aici niște chestii de la magazinul ăsta care este irlandez, Carrigdon. Avem o pungă, o punguliță cu dovlecei artificial, bineînțeles, dar sunt foarte fain făcuți, par așa reali. Avem două felinare care sunt la fel, doar că dimensiunea este diferită. Mai întâi pe acesta mai micuț. Mi-a plăcut că au decorațiunile astea de toamnă, cu frunze, cu dovlecei. Va trebui să-i pun și baterie, că nu cred că are, n-am verificat încă. Da, cel mare e exact la fel, doar că este mai mare. Ultimul lucru cumpărat de la Carrigdon este acest flag, tot artificial, bineînțeles, dar care arată foarte, foarte natural, după cum se poate bine vedea. Ăsta a fost 7,95. Erau și mai mari, mult mai mari decât ăsta, dar costau în jur de 18-20 de euro, ceea ce mi se pare chiar mult pentru un dovleac artificial. Adică, să fim serioși, pe bune. Apoi, de la un magazin de cadouri, care se află aici în oraș la mine, undeva pe centru, eu îi spun centru vechi sau mai râdem și îl numim Lipscani, am luat o coroniță de toamnă. Imediat o scot. Care arată așa. Arată așa cu frunze în culorile toamnei, cu dovlecel și două frunze de flori de floarea soarelui. Niște berries. Asta am și testat-o deja și dă chiar foarte bine la ușă. Și asortată cu coronița pentru ușă, avem această ghirlandă. Ghirlanda asta, care la fel are dovlecei și frunze de toamnă și două, trei flori de floarea soarelui. Îmi place tare, tare mult. Deși a fost cam scumpă. Nu știu sigur unde o să o pun. Ori pe șemineu, ori pe balustrada de la scară. Scara interioară, care duce la etaj. Mă mai gândesc. De pe Amazon am comandat setul ăsta de dovleci. Și dovleci albi. Nu mai știu cât au fost, cred că în jur de 8-9 lire. Sunt vreo 16, dacă nu mă înșel, sau 24. Nu mai mi-aduc aminte câți. Și setul ăsta de dovlecei portocalii. Astea sunt 12. Nu arată extraordinar de bine, dar na. Ne mulțumim cu ce avem. Pe Amazon vreo 300, cred că sunt în setul ăsta, un set de frunze artificiale care nu știu ce să zic despre ele. Nu mă încântă extraordinar de tare. Nu știu de ce aveam eu impresia că vor avea și o codiță, ca să pară mai naturale, dar nu, nu au. Să vedem, mă gândeam să fac o perdea din frunze pentru geam sau niște decorațiuni pentru masă, care o să pun niște lumânări, o farfurie cu lumânări, cu frunze, nu știu, mai vedem. Din Poundland, aici se numește de fapt Deals, dar Deals este o franciză a Poundland, din UK, am luat seturile astea de
fructe de sezon. Bine, probabil că ar merge mai mult pentru Crăciun, dar zic eu că, având în vedere că anul ăsta culorile decorului de toamnă vor fi portocaliu, galben și roșu, vreau să introduc și roșu, cred că astea o să meargă perfect, așa ca un accent de culoare. Și le avem pe astea mai mari, astea care sunt un pic cam șifonate, săracele au trecut prin multe bătălii, dar mă descurc eu, nu-i problema. La fel ca primul set și astea așa. Ele, vedeți că se numesc present decoration, astea sunt bune pentru a decora cadourile de Crăciun, dar nu numai, trebuie să fii creativ! Acum că am terminat cu decorațiunile de toamnă, să trecem la cele de Halloween și avem instalația asta electrică cu 10 dovlecei. Nu știu dacă îi vedeți bine acolo, dar o să-i vedeți în decorul de Halloween. S-a părut așa simpatică. Ei sunt foarte micuți. N-am încercat-o încă, dar am văzut-o expusă în magazin. E din Home Store and More. Tot din Home Store am luat lumânările astea 3. Cred că au fost 1 euro sau mai puțin de 1 euro fiecare. Asta e cu fantome, păianjen pe pânză și un 2 lilieci. Ce e fain la astea, că dacă vreau să le folosesc cu decorul de toamnă, pot să fac asta, fiindcă doar le întorc și tana, avem un dovlecel. Tot din Home Store le avem pe doamnele astea 3, care au și niște luminițe și cred că le vom înfige, nu știu, undeva pe la intrare în gazon. Hello! Apropo de luminițe, mă rog, e lumină, dar noaptea se vor vedea super, super fain. Asta e o plăcutare mult năzdrăvanei mele. Dacă nu le-a închis și deschis gura, de le-a săturat. A fi sau a nu fi? Asta e întrebarea. Și tot din Home Store l-avem și pe domnul, care nu mai are nimic de spus pe vecie. La fel și domnul, din imagine, care se chinuie să iasă din pământ, dar nu prea reușește. Din Home Store and More am mai luat proiectorul ăsta care a îngrozit-o pe nezdrăvană în ultimul hal chiar, deși nu face scomote, nu are tot felul de sunete din astea creepy, efectiv nu i-a plăcut, nu știu, nu i-a plăcut. Te pui cu gusturile oamenilor. Și tot de acolo mai avem și felinarul ăsta care are o groază de glitter sclipit și m-am umplut și mi-am umplut și patul. Mai am de anul trecut unul, dar ăla nu are glitter. E tot așa în stilul ăsta, dar fără glitter, slavă Domnului. Apoi, avem o sticluță cu o travă pe care am luat-o din Deals. Deci a fost 1,50 euro. Un castron imens în care să punem dulciurile pentru colindători. Apropo de dulciuri, de dulciurile astea e vorba, pe care le-am luat din Eurogiant și din Deals. Da, să vă arăt așa cum arată. Avem acadele pe care cineva le-a desfăcut și din care, bineînțeles, că a dispărut una. Iar acadele în culorile specifice Halloween, negru, portocaliu. Eu vreau să le folosesc și în niște decorațiuni. Să vedem. Acadele, de data asta setul întreg. Ciocolățele. Niște dovlecei de ciocolată. Doar ăștia doi au mai rămas din tot setul. Iar că cineva a dat atacul și ei doi s-au mai salvat. Atât. Un mix de Halloween cu geleuri în tot felul de forme din astea specifice sărbătorii. Tot ciocolățele. Ce amuzantă e mumia. Din nou ochi și scheleți. Avem o pungă. Dita mai pungă. În care avem chestii de la pungă, da, Dita mai pungă,
care nu este totuși atât de plină. Astea sunt toate cumpărate din Eurogiant. Avem o găletușă pentru cea mică, pentru seara de Halloween, să strângă nea dulciurile când vom merge la colindat, dacă reușim să o convingem să meargă la colindat. Apoi, o pisică speriată și zbârlită, baloane pentru decor și aici avem stickere de Halloween. 1 și 2. Un dovleac pe care putem scrie cu creta ceea ce a și făcut cineva, niște mânuțe mici, mici, mici. Iar apoi avem statuetele astea pe care le voi folosi în decor, în interior, cred. Hi there! Și asta, rest in peace. Slavă Domnului că mânuțele mici n-au pus mâna și pe ele. Tot pentru decorat, m-a luat și punga asta cu alune de pădure și câteva nuci de la magazinul polonez. Dacă ați ști cât am căutat după castanele astea și abia am găsit 2 castani în tot orașul, n-arată ele prea bine, sunt sparte și cam murdare, dar vom vedea ce o să iasă. Și dovleci din Tesco. Ei bine, asta a fost tot cu decorațiunile de toamnă și Halloween și stați pe aproape să vedeți ce o să iasă din toate aceste decorațiuni. Bye, bye!